Al patrulea deces cauzat de gripă din această iarnă s-a înregistrat la Iași. Este vorba de un bărbat în vârstă de 40 de ani care nu era vaccinat antigripal. În săptămâna 15-21 ianuarie, la nivel național s-au înregistrat 128 de cazuri de gripă, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Cele mai multe cazuri de gripă, 37, s-au înregistrat în București, urmat de Constanța, cu 26 de cazuri confirmate. În Bihor au fost 4 cazuri de gripă, câte 2 cazuri s-au înregistrat în Dâmbovița și în Botoșan, iar un caz de gripă s-a înregistrat în județele Dolj, Mureș, Timiș, Sălaș, Sibiu și Ilfov. Până pe 21 ianuarie fuseseră vaccinați antigripal peste 770.000 de persoane.